Rusia amenință întreaga lume cu războiul nuclear, a declarat secretarul american de stat Anthony Blinken la ședința Consiliului de Securitate ONU. Putin intenționează anexarea ilegală a teritoriilor ocupate și ar putea pretinde că orice încercare a Ucrainei de a-și elibera teritoriile este un atac. Asupra Federației Ruse, șeful diplomației europene susține că Ucraina are dreptul să lupte pentru integritatea sa teritorială. Rusia încalcă valorile Națiunilor Unite și trebuie trasă la răspundere pentru crimele de război. Acestea au fost concluziile Consiliului de Securitate de la New York ale puterilor occidentale care condamnă referendumurile de anexare. This week... Săptămâna aceasta, președintele Putin a spus că Rusia nu va ezita să folosească, citez, toate sistemele de armament disponibile, citat încheiat, drept răspuns la amenințări față de integritatea teritorială. E cu atât mai mult un pericol, pentru că Rusia intenționează să anexeze părți din Ucraina. Ne așteptăm ca președintele Putin să pretindă că orice efort ucrainean de eliberare a acestui pământ e un atac asupra așa numitului teritoriu rusesc. Președintele Putin arată că desconsideră absolut valorile Națiunilor Unite, și acest consiliu trebuie să fie unit la fel ca întreaga comunitate internațională, ca să reziste și să lucreze pentru pace și progres. Acum președintele Putin vrea să extindă și mai departe costurile Războiului.